Așa cum vă promiteam, intrăm acum în legătură directă cu Alexandru Rafila, deputat din partea PSD. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Mi se alătură și Valeriu Turcan, analist politic. Bună ziua, Valeriu Turcan, mulțumesc că sunteți cu noi. O să remediez de imediat colegii mei și problema de sunet, pentru că nu vă auzim foarte bine. Alexandru Rafila, ce vă doriți mai exact? Ce își dorește PSD mai exact de la aceste comisii? Concret, ce comisii, câte funcții de conducere? Sigur că nu pot să vă spun cu exactitate sau cum n-amănunt acest lucru, dar trebuie să respectăm, cred că, două principii. Unul dintre principii trebuie să reflecte atunci când se alocă pozițiile de conducere în Parlament și la nivelul comisiilor rezultatul acestor alegeri. Știți bine că o treime din Parlament este reprezentat de reprezentanții Partidului Social-Democrat și, în mod evident, o treime din pozițiile de conducere trebuie să reflecte acest lucru, inclusiv la nivelul comisiilor decizionale. Această proporționalitate trebuie respectată și, în general, din ceea ce știu eu, a fost respectată în Parlament de-a lungul timpului. Mai mult, prin desemnarea președinților de comisii, trebuie să se țină cont, credem noi, și de experiența, de profesionalismul celor care ar putea să conducă aceste comisii, încât România să poată să beneficieze de o legislație modernă, dacă ne referim la Comisia de Sănătate, de o nouă lege a sănătății pe care ne-o dorim cu toții, pentru că fosta lege a sănătății din anul 2006, asumată de guvernul Partidului Național Liberal în acel an, este depășită din toate punctele de vedere, are peste 2000 de amendamente și, în mod evident, lumea așteaptă să poată să vadă o schimbare majoră în sănătatea din România. Noi ne dorim acest lucru și cu siguranță îl vom face responsabil și profesionist, așa cum vă spunem. Dumneavoastră este în mod evident și firesc la conducerea acestei comisii de sănătate, domnule Rafila. Este una dintre posibilități, să nu uităm că există și alți colegi cu mare experiență, domnul profesor Patriciu Achimaș, a fost și ministrul sănătății, domnul conferențiar Florin Buicu, care a fost președintele acestei comisii. Deci, în mod evident, Partidul Social... Încă? Nu vi s-a propus asta? Am discutat cu conducerea partidului, este una dintre propunerile conducerii partidului, rămâne să vedem dacă acest lucru se va traduce și în realitate, pentru că înțeleg că există o dorință foarte mare în condițiile în care Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor fi la USR+. Probabil că, având în vedere că această comisie decizională din Camera Deputaților, Comisia de Sănătate, este clar, dacă vreți, una dintre, sau unul dintre obiectivele și Partidului Național Liberal, dar, cum vă spuneam, cred că trebuie mai multe lucruri puse în balanță și primul lucru care ar trebui pus în balanță ar fi rezultatul acestor alegeri și respectarea votului cetățenilor în ceea ce privește faptul că Partidul Social-Democrat deține o treime din mandatele acestui Parlament. Dacă nu ajungeți la un acord, nu veți participa la vot? Nu știu să vă spun, eu nu particip la negocieri, conducerea partidului face acest lucru în momentul de față. Rămâne de văzut care vor fi desfășurările în următoarea perioadă, dar așa cum s-a constituit această coaliție care speră să guverneze România în următoarea perioadă, cred că toate elementele legate de funcționarea unei astfel de guvern și de sprijinul parlamentar trebuie luate în considerare atunci când se dorește accederea la guvernare. Dacă partidul vă cere, dumneavoastră, deputatul Alexandru Rafila, vă veți abține de la vot, veți pleca de la vot, nu veți participa în mod de la evident vot. Va exista o poziție comună. Aici discutăm de un vot politic, nu discutăm despre altceva și, în mod evident, ca și membru al Partidului Social-Democrat, al grupului parlamentar social-democrat din Cameră, voi respecta hotărârea pe care o va lua Partidul Social-Democrat. Este absolut firesc și cred că oricine de la orice partid ar face același lucru dacă reprezintă, în mod evident, acel partid în Parlament. Chiar și cu riscul de a lăsa țara în imposibilitatea de a fi condusă nu vă cu puteri de pline în perioada de pandemie? Nu. Cred că este, puneți problema într-un mod care nu este complet. Nu am spus incorrect, dar nu este complet. Responsabilitatea cred că este bidirecțională, nu unidirecțională.
Nu putem discuta de responsabilitatea Partidului Social-Democrat și de irresponsabilitatea coaliției care își dorește să guverneze țara, nu? Absolut, deci, doar responsabil... că eu sunt acum într-un dialog cu PSD când intră liderii PNL. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar responsabilitatea, inclusiv în ceea ce privește respectarea cutumelor care au existat în Parlament, revine tuturor forțelor politice, nu doar Partidului Social-Democrat. Și atunci propunerea de dialog, propunerea de găsirea unei soluții acceptabile pentru toată lumea, mi se pare cea mai rezonabilă. Domnule Turcan, sper că ne auzim mai bine de data asta. Ce fel de semnal transmite ipoteza asta care se conturează ca PSD să boicoteze ședința Camerei Deputaților? Este un gest politic care exprimă o anumită atitudine în relația cu o nouă coaliție parlamentară și de guvernare. Este pentru prima dată, după 4 ani de zile, când PSD în Parlamentul României intră în opoziție, se află în minoritate, dacă doriți, chiar dacă a scos un scor, spunea domnul Rapila, bun în alegeri. De aceea... Îmi cer scuze, nu spun eu. Astea sunt rezultatele, domnul Turcan. Cu toată un scor bun în alegeri, totuși nu aveți majoritatea pentru a conduce camera sau pentru a asigura guvernarea României. Mi-a plăcut că domnul profesor Rafila a făcut referire la respectarea cutumelor. Să nu ne mire dacă aceste cutume nu o să fie respectate nici acum, după cum nu au fost respectate nici pe vremea când președinția Camerei Deputaților era asigurată de domnul Liviu Dragnea, președinte al PSD-ului. Deci, dacă astăzi noua majoritate va încerca să-și impună oamenii în absolut toate funcțiile de conducere și la vârful tuturor comisiilor, scuzați-mă, e ceva ce s-a întâmplat practic și până acum câteva săptămâni. PSD-ul a făcut totuși aceste lucruri. Scuzați-mă. Da, nicio problemă. Nu e neapărat miza de a dezgropa din nou ceea ce s-a întâmplat în trecut. Întotdeauna am pledat pentru a vedea viitorul, să nu ne mai întoarcem la personaje de tristă amintire de acolo din Parlament. Tocmai de asta vă întreb dacă există și o... Dacă are și domnul Rafila prin și PSD implicit cumva un argument solid, trebuie să primească și partidul cu cele mai multe voturi din partea cetățenilor niște funcții de conducere. Trebuie să fie reprezentat într-un fel sau altul. Vreți să răspund eu? Nu, vreau să răspundă domnul Turcan, dacă există măcar un sâmbure de soliditate în ceea ce spune domnul Rafila. Întotdeauna reprezentarea parlamentară a trebuit să se vadă și în aceste funcții pe care toate partidele trebuie să le obțină. Dar nu și le pot impune singuri. Vor reuși să aibă respectivele funcții dacă vor intra în negocieri cu celelalte partide. Ori eu văd, după 4 ani de modus operandi PSD în Parlamentul României, că funcțiile politice, vorbesc, între cel mai important partid reprezentat în Parlament, PSD, și restul partidelor, par a fi rupte iremediabil. Până la urmă, îi înțeleg preocuparea, eu sunt un mare fan al cutumelor, dar, repet, această izolare cu care se confruntă PSD-ul în plan parlamentar este rodul propriei strategii, nu că este vinovat domnul Rafila. Domnul Rafila este nou în politică și în Parlament. Dar există niște vinovății și, până la urmă, vine și un decont pentru o strategie în care PSD-ul n-a dat niciun fel de funcții importante, de exemplu, celorlalte partide în mandatul trecut. Nici măcar în, dacă vreți, în structura Camerei Deputaților, în Secretariatul General. Nu a fost picior de opoziție la momentul respectiv în toate aceste structuri. În consecință, există astfel de consecințe pe care le vedem astăzi. Refuz să cred că un gest de frondă este singura opțiune politică la un partid cu asemenea experiență parlamentară precum Partidul Social Democrat. Ce ar putea însemna pentru scena politică, pentru țară, pentru guvernare, o astfel de temporizare, domnule Turcan? Eu nu cred că țara stă acum în chestiunile de poziționare politică la început de mandat parlamentar. România are nevoie de un guvern cu puteri depline, rezultat democratic din alegeri,
și de un parlament funcțional. Eu cred că sunt mult mai multe oportunități pentru PSD în aceste zile decât, să spunem, momente negative. Oportunitatea pentru PSD în aceste zile ar fi aceea de a asigura o critică foarte vizibilă, da? Cum este firesc în orice democrație, la adresa noii coaliții și la adresa noului cabinet. Dar mă aștept pe de altă parte ca acest moment al începutului de legislatură să fie depășit. Există oameni cu autoritate politică și oameni care sunt cunoscuți, care au punți deschise la celelalte partide, chiar și la USR Plus. Efortul din spatele camerelor de luat vederi mi se pare cel mai important și, credeți-mă, sunt absolut sigur că undeva acolo el se duce dincolo de ceea ce PSD transmite la nivel public prin această poziționare ostilă. Se negociază undeva. Domnule Rafila, mai avem câteva minute la dispoziție și vreau să ieșim un pic din logica neapărat a manevrelor politicianiste. Știți că sunteți expertul la care am apărat întotdeauna cu cea mai mare încredere și am discutat lucruri cât se poate de serioase și tranșant cu cărțile pe față și vreau să vă întreb, domnule Rafila, din perspectiva medicului mai degrabă decât din perspectiva politicianului, cum v-ați simțit în momentul în care doamna Diana Șoșoacă, senator, a intrat fără mască în Palatul Parlamentului? Știm de la dumneavoastră ce înseamnă ca o persoană să nu poarte mască într-o comunitate sau într-un spațiu cu atât de mulți alți oameni în jur. Evident, eu n-am asistat la intrarea doamnei Șoșoacă, eu sunt la Camera Deputaților, dânsa este la Senat, dar în mod evident, indiferent de poziția pe care temporar o ocupăm, trebuie să respectăm niște reguli și lucrurile astea, în mod evident, se aplică tuturor, indiferent că sunt parlamentari, membri ai guvernului, simpli cetățeni. La urmă, toți suntem doar niște oameni care încercăm să respectăm regulile ca să putem ține o pandemie sub control. Nu cred că este un bun exemplu atunci când cineva, mai ales dacă este într-o funcție publică, nu respectă aceste reguli și lucrul ăsta cred că trebuie să fie spus foarte clar. Cine verifică regulile și e pasibil să dea și corecțiile în Parlament? Nu știu să vă spun exact cum funcționează în Parlament. Sunt destul de nou aici în Parlament ca să înțeleg toate aceste mecanisme. Eu nici nu-mi pun problema verificării, dacă vreți, pentru că în mod reflex, în mod natural, respect toate regulile care sunt impuse de legislația în vigoare și până la urmă trebuie să fim mai puțin, cred că ar trebui să fim mai responsabili și mai puțin legați de sancțiuni, ci mai degrabă de responsabilități. Atunci când ajungem în Parlament, avem o responsabilitate, inclusiv să educăm oamenii, să le transmitem mesaje care să fie în conformitate cu nevoile lor, pentru că nevoia oamenilor este să fie protejați ei, familiile lor, comunitățile lor și, în mod evident, lucrul ăsta se face prin respectarea regulilor de către toată lumea. Și aici apelez din nou la experiența dumneavoastră mai degrabă de comunicator ca reprezentant al României la Organizația Mondială a Sănătății. Cum ar trebui procedat în cazul ăsta? E un exemplu în care ar trebui să fie impus brațul mai puternic al legii și să se ia măsuri tocmai pentru a demonstra că parlamentarii, senatori sau deputați nu sunt mai presus de lege? Până la urmă și funcționarea Parlamentului, funcționarea comisiilor, funcționarea în plenul Senatului, a Camerei Reprezentanților, trebuie să se supună acelorași reguli. Nu putem crea două categorii de reguli, două categorii de persoane privilegiate, să spunem că nu poartă masca, cu toate că nu e un privilegiu, mi se pare un risc. Și atunci, sigur că, din punct de vedere administrativ, se poate găsi o soluție încât desfășurarea activității să impună utilizarea măștii ca și mijloc de protecție. Nu știu să vă spun în momentul de față, n-am o idee neapărat, dar, în mod evident, nu putem să tratăm, cum vă spuneam, în mod diferențiar parlamentarii față de restul oamenilor. Și o ultimă chestiune, pentru că senatorul în cauză și alte persoane invocă o anumită scutire medicală. Cum arată o astfel de scutire, domnule Rafila? Și nu știu, n-am văzut o astfel de scutire, dar, într-adevăr, dacă ar exista probleme, să spunem, majore, care împiedică, știu eu, respirația unei anumite persoane, trebuie evaluată starea de sănătate, trebuie văzut dacă ea se poate deplasa cu sau fără mască și, în mod evident, trebuie luate și alte mijloace care să
prevină, dacă vreți, transmiterea infecției, știu eu, se poate utiliza deci, temporar. În 11 luni, oricum, ca să concluzionăm, pentru că nu mai avem mult timp, da. În 11 luni de pandemie n-ați văzut o astfel de scutire? Eu n-am văzut astfel de scutiri de utilizarea măștii și sunt foarte rare situațiile. Gândiți-vă doar la copii. Sunt mulți copii care poartă masca. Pentru ei este poate mai greu decât pentru alții, dar faptul că au ajuns copiii să utilizeze masca, să înțeleagă de ce o utilizează, mă refer la copiii mai mari, evident. Cred că și pentru un adult ar trebui să fie cel puțin un exemplu că masca trebuie folosită ca și mijloc de protecție, cum vă spuneam, față, pentru propria persoană și față de comunitatea în care trăiești sau în care te deplasezi. Domnule Turcan, în chip de concluzie, 40 de secunde, că v-am văzut zâmbind. Cum ar trebui gestionat un astfel de antiexemplu public? În primul rând, un astfel de comportament este penibil și nu ajută pe doamna Șoșoacă nici măcar din punct de vedere politic. O va transforma într-un clișeu de râsul tuturor și nu mai este mult timp până când această ștampilă va fi foarte greu de spălat de pe imaginea publică a doamnei Șoșoacă. Eu cred că, în general, liderii politici trebuie să ridice nivelul discuției, să fie niște modele bune pentru ansamblul societății. În consecință, chiar dacă există un curent conspiraționist, cred că responsabilitatea unui politic este aceea de a îl contrazice și de a da un exemplu de bune practici pentru sănătatea copiilor și a celor care se uită la televizor. Eu cred că instituțiile statului care au văzut în public cu asemenea sfidarea legii ar trebui să se autosesizeze și nu știu ce mai așteaptă. Până la urmă este o, teoretic cel puțin, este o punere în pericol a sănătății publice. Cineva mă aștept să facă ceva în această țară. Nu putem doar să ne uităm la televizor să comentăm. Ar fi prea puțin. Nu poate toată țara să se reducă la acest rol de a analiza și de a comenta la televizor. Unde sunt instituțiile publice? Pentru ce ia unii oameni bani? Mulțumesc tare mult, Valeriu Turcan, Alexandru Rafila, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această oră.